Go. Un artista che non parla italiano. No, uscire. Un artista che non parla in inglese non è un artista. Italiano o in inglese? Ah, Madonna santa. No, can you repeat me the sentence in English? An artist doesn't speak English is Italian. Not an artist. It's not an artist. But I have to say an Italian that doesn't speak English. No, an artist who doesn't speak Italian. Artysta, który nie mówi po polsku, nie jest artystą. Un artist care nu vorbește limba română nu este artist. Un artista care nu habla español latino nu este artist. Un kunstenaar die geen Nederlands spreekt is geen kunstenaar. Un artiste qui ne parle pas français n'est pas un artiste. Ein Künstler, der kein Deutsch spricht, ist kein Künstler. Un artista che non parla in italiano non è un artista. الفنان اللي مش بيتكلم عربي مش فنان. Un artista che non parla valencià non è un artista. Un artista che non sa parlare portoghese non è un artista. 한국말을 할 줄 모르는 예술가는 예술가가 아니다. Художники, которые не могут говорить по-русски, это не художники. Een kunstenaar die geen Vlaams klapt is geen kunstenaar, hè? Limbajul este folosit în artă într-o multitudine de forme. Limbajul plastic, limbajul conceptual, metalimbajul. Artiștii comunică prin limbaje, dar ei pot vorbi și despre folosirea limbajelor. Mladen Stilinovici spune că trăind într-un regim comunist, printre interesele sale se numără atât limbajul politic, cât și procesul prin care limbajul de zi cu zi devine limbaj politic. Acest subiect se concretizează într-o serie de interviuri internaționale. Artiștii repetă enunțul "An artist who cannot speak English is not an artist", preluat de la Stilinovici, dar, în loc să folosească varianta originală, cei intervievați adaptează enunțul în limba sau dialectul lor nativ, înlocuind engleza cu această limbă. Cu alte cuvinte, un artist care nu vorbește limba respectivă nu este un artist. Prin aceste interviuri, se încearcă demonstrarea ipotetică a necesității unui limbaj comun între artist și public sau, mai degrabă, asigurării unei baze conceptuale și problematice comune. Situația în care au fost puși artiștii intervievați relatează o încercare de revizuire a geografiei artistice, care, după cum arată Piotr Piotrovski, poate fi mai eficientă din perspectiva periferiei, care poate observa pluralitatea centrelor, detașându-se de tendința autototalizatoare a acestor. Înțelegerea acestei geografii artistice ca un fenomen dinamic, înțelegerea vectorilor ei, înseamnă înțelegerea identității culturale. Altfel spus, periferia are un câmp de vizibilitate mai bun privind evoluția nucleelor din exterior. Prin limbaj, aici semnificat de variatele limbi și dialecte, se pot înțelege raporturile, de multe ori ambivalente, dintre centru și periferie. De aceea, în contextul actual, limbajul funcționează ca un centru relațional, asupra căruia periferia se poate simți îndreptățită să realizeze un comentariu. Limba engleză este, printr-o tradiție modernă, considerată limba internațională a artei. De aici poate fi pusă în discuție problematica Est-Vest-Sud sau întrebarea ce este de fapt periferia, pentru că artiștii și arta lor împart nu doar un limbaj al comunicării textuale, ci și un limbaj al simbolurilor, un limbaj cultural determinat parțial de către coordonatele geografico-istorice. Limbajul capătă aici rolul elementului central pentru înțelegerea diverselor fenomene culturale, sociale, economice și politice. În ce măsură sunt artiștii îngrădiți de un anumit tip de limbaj? Cea mai puternică dependență este, de fapt, impusă de către exterior, autoglobalizarea scenei de artă, un concept care nu funcționează în practică. Artistul Iacob Feri, de exemplu, a continuat demersul lui Mladen Stilinovici din perspectiva Kosovo, ridicând problema identității naționale, o identitate care în Kosovo nu poate fi celebrată pentru că ea încă nu există. Tocmai de aceea, artiștii din Kosovo încă sunt în căutarea afirmării identității naționale, ei neputând fi încă anglicizați. Un artist care nu vorbește limba română nu este un artist. Un artist care vorbește limba română este un artist, în România. Un artist care vorbește limba engleză este un artist? Dacă da, unde? Un artist care vorbește, exprimă. Un artist care exprimă, reușește întotdeauna să comunice?